Pe 23 septembrie, longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180 de grade. Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine cu cea a nopților. Apoi ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce în ce mai lungă până la solstițiul de iarnă, marcat pe 21 decembrie. Până atunci însă ne pregătim pentru trecerea la ora de iarnă. Anul acesta se face în noaptea dintre 28 octombrie spre 29 octombrie, adică sâmbătă spre duminică. Mai exact, ora 4 a dimineții, de 29 octombrie 2018, devine ora 3. Asta înseamnă că ne vom putea bucura de o oră în plus de somn, iar duminică 29 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de România din 1932.